seama cu tristețe că un cetățean din trei cetățeni europeni știu tot când au loc alegeri europene. Deci vă dați seama câtă muncă de informare mai trebuie să facem doar pentru a informa oamenii când vor avea loc alegerile, nu mai spun de al doilea pas, de a se prezenta la vot. Da? Deci noi stăteam cu o medie mai bună de 43%. Da? Și cum încercăm noi să facem campanie instituțională fără principalii actori, fiindcă noi ca instituție nu ne putem permite să devenim politici, încercăm online, bineînțeles, să atragem cât mai multe click-uri, fiindcă până la urmă totul e acum online și, bineînțeles, ne e foarte important să ne adresăm și să încercăm să învățăm și limbajul tinerilor. De aceea vă invit, dacă doriți, să vă înscrieți sau să propagați mai departe, mail online, pe Facebook, Twitter, Instagram, acest mesaj. Da, e trend, de data asta votez. Pentru ce votăm? Pentru viitorul Europei. Ce fel de Europa dorim? Asta e clar în mâinile noastre și noi vom decide. O Europa socială, democrată, liberală, conservatoare, naționalistă, ăsta e, cred că, riscul cel mai mare de a avea un parlament fragmentat, iar pentru noi, cred că singurul mesaj politic pe care le putem permite să-l dăm, este să avem un parlament cu o majoritate pro-europeană. Fiindcă, având forțe anti-europene, vă dați seama, foarte greu să continuăm acest proiect european. Da? Și vă invit, dacă doriți, cu un QR code vă puteți înscrie. Avem și influenceri, sunt tineri foarte entuziasmați, care deja au dat share la acest link la peste 1000 de ori și atunci încercăm și colaborăm cu acești tineri influenceri. Vreau să vă reamintim și care a fost rata de participare în 2014, așa ca un ed-memoar, un cetățean din trei cu drept de vot a participat la vot. Uitându-mă în mai exact la rezultate, la categoria de vârstă 18-25, doar 20%. Deci tinerii nu s-au prezentat la vot, iar la categoria de vârstă 65+, 80%. Tocmai un raport invers. Și bineînțeles, Brexitul a fost un duș rece, la fel și acolo tinerii nu s-au prezentat la vot și de aceea încercăm să ne punem foarte mult accentul pe prim votanți și tineri. Dar cum vă explicați, de exemplu, aici în Belgia, că se votează ca în Coreea de Nord sau ca la anul înainte de 29? Obligativitatea. Exact, da? Avem... Că de obicei nu prea primim, spun oamenii, sunt mai aproape de Europa și de aceea Belgia, Luxemburg, Malta și Grecia au votul obligatoriu. Poate ar merita și noi să avem această dezbatere referitoare la dreptul la vot, e doar un drept sau poate și eu. Exact, cetățenia nu vine doar cu drepturi, ci și cu anumite obligații. Da? Ce ați dori să aflați despre Parlamentul European, adică sunt oameni care își scriu doctorate, noi avem o oră la dispoziție și aș vrea să facem uz cât mai bun de acest timp și nu vreau de aceea să intru în chestiuni care sunt deja arhi-cunoscute. Ceva interesant, în mod special, sau cu ce așteptări ați venit aici la Parlament, la Bruxelles? De exemplu, m-ar interesa, care este bugetul Uniunii Europene? Cam cât revine statelor în raport cu contribuțiile lor? Da. Mai puțin. Avem un instrument foarte bun, budget per plans, EU budget per plans. Dar bineînțeles, cifrele sunt, cred că, din 2016. Da, există un decalaj, da. Toate astea sunt publice informațiile. Să vedem EU budget. Dacă vreți să comparați, e cam 1% din PIB-ul european, adică un euro este bugetul Uniunii Europene, dacă 100 de euro ar fi bugetul tuturor statelor de acolo. Da. Deci, iarăși, cred că e și o chestiune de așteptare. Nu putem să așteptăm ca un euro european să facă minunie, până la urmă doar 1% din tot ceea ce produce Europa.
Și este un euro care trebuie să aducă o valoare adăugată europeană, da? Asta este criteriul prin care, în teorie, ar trebui să se aloce toate fondurile europene, adică să aducă o valoare adăugată. Și aici este IUPGT Plan. Putem să căutăm România. Nu le știu cifrele pe de rost, de aceea nu vreau să îmi dau cifre greșite, de exemplu. Vedeți câți bani europeni se cheltuiesc în România? 7 miliarde, dintre care 37% merge. Perioada de raportare 2007-2013 sau? Da, exact, da. Da. Vedem aici unde apare. Și astea sunt sume atrase sau? Și aici vedem contribuțiile și ale țării, cu cât contribuim. Și deci dacă facem diferența, vedem clar că suntem un stat net, nu contribuitor, ci beneficiar, da? Noi contribuim 1,3. Nu mi se pare enorm. După aceea mai am, dacă doriți, un alt slide. Este un studiu creat de Parlamentul Britanic, care oricum este sceptic, de aceea cred că ne trebuie baza pe aceste date din 2015. Arată foarte clar care sunt statele contribuitoare și statele net beneficiare. Cruciulița arată dacă ne aflăm în plus sau în minus și vedeți foarte bine România, unde se află, contribuim și primim un meniu. Bineînțeles, invers arată când ne uităm la statele din fondatoare și din nord, de obicei. Și acest grafic va fi foarte interesant, mai ales acum când se discută noul cadru financiar și această, cum să numesc, falie, prăpastie, nu, diferențe de interes, se va reflecta foarte clar și în negocierile următorului cadru financiar multianual, fiindcă statele beneficiare doresc atragerea mai multor fonduri, pe când statele care și atunci, cum ar putea fi contracarat afirmația că țările sărace din Uniunea Europeană devin și mai sărace, comparativ cu țările puternice și mari contributori care... Cum devin mai sărace dacă beneficiază și mai mult? Adică România contribuie mai puțin și primește mai mult? E o afirmație. Cum ați contracarat afirmația? Nu știu, cred că cu cifre, primul rând, și cu argumente foarte clare. Adică... Se pare că, adică, sincer, personal, se pare o afirmație populistă. Dar nu aș vrea să comentez prea mult capacitatea mea personală, da? Eu știu, da. E important tot timpul ce spuneți, dar poate defini citatul, că am venit cu termenul de populist. Cât e important să știu ce înțeleg. Mi se pare, când vrei să mobilizezi anumite emoții în populație și să folosești afirmații foarte simpliste, la spune Europa, cum era? Că să adâncesc decalajele dintre statele. Decalajele și noi nu vedem avantajele în apartenenția Uniunii Europene, atunci nu știu ce bază. Nu, tocmai aici ar trebui, de exemplu, cum se contracarează euroscepticismul, dacă există o strategie în sensul ăsta, pentru că, din păcate, eu nu văd, eu. Noi vă spun, noi am lucrat ca nebunii înainte de alegeri, tocmai pentru a crea un alt site, pentru a explica cetățenilor ce face Europa pentru noi. Avem peste 1500 de fișe regionale, tocmai pentru a arăta pe o foaie de hârtie, că nu are timp să citească, cum legislația europeană are un impact asupra vieții noastre cotidiene. Dacă doriți, și aceasta pot să vă arăt. What Europe Does For Me se numește, acum văd că e în finlandeză, dar o avem și în română. A fost un efort nu doar de traducere, dar și pentru a face 1400 de note și vedeți, alegeți o regiune, un oraș, mai mare. Argeș. Mai sus. Da, mai sus.
Deci este efectiv o pagină în care arătăm exemple de inițiative și proiecte cu fonduri europene, da? Pentru sistemul de apă în Pitești, infrastructură urbană, Curtea de Argeș, Tăpăloveni, centru de afaceri din Pitești. Vă este cunoscut? Da. Da? Nevam este. Dacia Renault, Universitatea din Pitești și Muzeul Golești. Și Poiana Narcis. Și nu a fost foarte simplu. Vă dați seama să găsești din X 1400 de regiuni date și proiecte concrete la care cetățenii se pot referi și pot avea o... ceva de spus, nu a fost simplu. Dar dacă doriți, vă putem trimite toate aceste lucruri. Da. What Europe Does For Me. Are două secțiuni în regiunea mea, dar și în viața mea. Aici ne referim dacă ești, nu știu, pensionar, student, domn cu dizabilități. Haideți să luăm mamele, să vedem ce a făcut el pentru mame. Acum se lucrează și se va adopta în martie. De exemplu, avem un dosar legislativ care eu îl urmăresc cu mare interes, legat de, cum se numește, echilibrul între viața și cea privată, prin care încercăm să avem un nivel minim de concediu de maternitate, inclusiv pentru tați. Nu? Da. Deci este o mare diferență la nivelul statelor membre cu ce se întâmplă cu acest concediu. Sunt țări care nu au decât 3 luni de concediu de maternitate pentru mame. Aici. Da? Deci aici în Belgia, da? Și sunt țări cum România care are și concediu de creștere a copilului până la 2 de zile. Și au fost niște discuții foarte puternice aici la Parlament să se armonizeze un pic aceste discrepanțe între concedii și să se sprijine și tații să ia concediu de maternitate, pentru că sunt unii care ar vrea să stea cu copilul ca să-i pleacă mama la muncă sau există situații când e tatăl care este singur cu copilul. Da? Mama a murit sau... Sistemul suedez, unde și în parte. Da, sau în sistemul suedez, unde concediul este împărțit între mama și tată. Și la Luxemburg. Da? Deci și sunt discuții foarte aprinse. Doamna Răzvană este raportor la Comisia FAM pe, din partea Grupului Socialist, pe acest raport care se va... În martie 2 sau când? Da, se va aduca în martie. Da? Și am știut să spun chiar toate detaliile legate de perioadele care sunt la fiecare stat, dar este foarte mare diferență. Da? V-am zis că aici sunt 3 luni, la noi se poate sta până la 3 zile. Plus, a mai fost o încercare în mandatul trecut și a fost singurul raport care a fost respins prin votul Parlamentului European după ce a urmat toată procedura, care e destul de complicată. O să vă explic Ioana sau ca să vă zic pe scurt. Deci Comisia este cea care propune proiecte de acte normative care sunt trimise la Parlament și la Consiliu. La Parlament există un serviciu specializat care decide care este Comisia responsabilă, deci dacă era acesta cu conceptul de maternitate, să zicem, este Comisia de FAM și jury responsabile împreună, da? Este numit un raportor din partea grupului principal care are cele mai mulți deputați sau se în rotație în funcție de cum au fost atribuitele rapoartele, iar celelalte grupuri politice își numesc un raportor din umbră, se cheamă. De asta v-am zis că doamna Zonă era raportor pentru grupul socialist. Practic, însă reprezintă poziția grupului socialist în discuțiile și negocierile pentru forma finală a raportului. Da? După ce raportul ajunge în comisie, deputatul responsabil fac și ajunge primul raport. Deputații ceilalți depun amendamente și discuțiile și munca cea mai grea este să ajungem la final, să împăcăm și capra și vața, ca să zicem pe românește, deci ca toată lumea care a depus amendamente să fie de acord cu forma finală a raportului. Odată această formă finală obținută, se face o listă de vot, se votează în comisia de specialitate și apoi se merge în plen. Da? Acest raport, în mandatul trecut, după ce a trecut de comisie cu discuții, cu scandal, cu compromisuri de schimbate de nu știu câte ori, a ajuns în plen și a făcut, mai țin minte, un deputat străin, a făcut un amendament. Astrid Lulling, da. A, frumoasă Lulling, care nu are copii. A făcut un amendament, a strâns 40 de semnături
Și nu s-a votat raportul și s-a întors practic la comisie și s-a reluat acest cestui de care vei spui. Da? Asta e 0,01% da? Din legislație care da. A eșuat. Da. Deci au fost două rapoarte. Deci, în general, când ajung în plen, documentele sunt ca și stabilite, doar o formalitate. Da, da, sunt rezultatul negocierilor anterioare, exact. Sau ce povestea dumneavoastră. Exact. Da? Deci, închipuiți-vă acest traseu, cea mai lungă perioadă pentru un raport a fost celebra directivă pentru servicii, care a durat 7 ani și jumătate ca să se voteze. Da? S-a schimbat, practic, la final, nici nu mai știai care era forma propusă de comisie, atât de mult s-a schimbat, da? Cu șelebrii lucrători detașați, dar care, de fapt, capitolul detașarea lucrătorilor a fost la final scoasă din această directivă și s-a făcut un alt proiect de act normativ, care este percepuit acum la vot. Da? Deci, ca să știți, da? Sunt rapoarte care se pot vota în regim de urgență, când toată lumea, și Consiliul și Parlamentul, sunt de acord și se votează în regim de urgență. Poate să dureze câteva luni. Da. Între, nu, chiar două săptămâni, dar oricum. O lună, maxim două, că e chestia care se intre în comisie și în plen. Deci e procedura cu ordinea de zi. Care vedem, acum Brexit ne încearcă toate procedurile, fiindcă suntem pe stand-by cu orice procedură. Nu știm. Va trebui acordul sau nu să treacă prin Parlament, da? Fiindcă acordul de withdrawal. Marea problemă este ceea ce nu mi s-a spus britanicilor niciodată înainte de acest referendum. Faimoasa graniță între Marea Britanie și Irlanda, care face obiectul unui tratat la nivel internațional peste capul Uniunii Europene, ca să zicem așa. Da? Și de care Uniunea Europeană nu se poate atinge fără să-l încarce. Și de acolo pleacă o grămadă de aspecte tehnice și probleme, ca să zicem așa, în limbele, pentru că Uniunea Europeană nu este în măsură să negocieze de ceva care s-a discutat la nivel de om. Pe holuri aici, să zicem, în culise, se discută cumva și despre o eventuală strategie. Poate are 0,1% șanse de discutere, nu știu. De întoarce deci, Brexitul? Marea majoritate a deputaților care sunt aici și oamenilor care lucrează în instituțiile europene au votat contra referendumului. Deci trebuie să vă fie foarte clar. Am înțeles. Și acum este lobby-ul foarte puternic, inclusiv prin intermediul deputaților și tot ce înseamnă să se facă, să se revină asupra deciziei. Pentru că este clar că atunci când s-a votat... Să se facă altul sau să-l anuleze? Eu am înțeles, de exemplu, că deputați social-democrații au scris lui Corbyn tocmai pentru a solicita un al doilea referendum. Da, acum circulă pe mail scrisoarea ca să fie sprijinită. Da? Deci nu este încă foarte clar care să fie formula, dar nu se vrea să se pună la aplicare începând cu 29 martie. Dar există un studiu, un calcul făcut cât de mult are de suferit comunitatea europeană prin desprinderea Marii Britanii. Cum da, noi am făcut studii de evaluare, dacă vă interesează, pe think tank European Parliament, se calculează cam în medie. Am avut acolo locul 2 sau 3 în graficul acelor marilor contributorii. Da, da. Asta e noi. Vom avea o gaură bugetară de anual 2 miliarde de euro. Deci vă dați seama că vom avea un buget mai mic. Dacă statele membre nu sunt existente, nu sunt să mai mult. Și clar, de asta spuneam, statele nordice spun, stai, suntem 27, de ce să avem un buget mai mare? Noi, în est, spunem, clar, avem mai mult, fiindcă avem nevoie de coeziune, agricultură și așa mai departe. Și aceasta va fi, efectiv, dezbaterea, cred că, cea mai politică. Nu se va ajunge la un acord pe durata acestui mandat, adică și pe durata președinției române, ci finlandezii vor prelua acest dosar foarte, foarte greu. Este foarte complicat. Și tot așa pe culoare se aude, până când Germania nu-și prezintă, nu mă citați, nu-și prezintă proiectul de buget pentru bugetul Uniunii Europene, nu are rost să încep să negociez, că mai neapărat. Nu știi. Da. Vă dați seama cât de complex poate să fie să ai o majoritate în Parlamentul European ca să reprezinți poziția Parlamentului European, chiar dacă tu ești raportor în partea Partidului Social Democrat, tu ai în umbră raportori din umbră, așa numiți shadow raportori, care sunt cu ochii pe tine pentru a fi sigur că reprezinți poziția Parlamentului și nu a grupului tău politic. Da? Deci este un sistem de check and balance foarte complet și bine stabilit și la fel Consiliul trebuie să ai statele membre în aceeași barcă pentru a putea negocia cu Parlamentul. În cazul punctual pe care îl urmărim noi, din partea Parlamentului European va exista un raportor. Dar noi
Despre ce vă? Nu, nu, nu. Ajut eu, deci. Este vorba de cele două voturi care s-au dat, pe de o parte, în Consiliu. Deci votul pe care l-au dat ambasadorii și votul care s-a dat în Consiliu. Eu nu am citit regulamentul ECO să vedem exact care este procedura de numire a procurorului. Nu, dar în ce ar putea consta aceste negocieri între unii care au votat într-un fel? Nu, nu, aici de legislație. Nu, nu, în cazul ăsta. Aici, aici am înțeles. Legislație. Procesul de numire este diferit în funcție de ce scrie în actul legal, constitutiv al fiecărei agenții. Da? De exemplu, un membru al curții de audit de conturi europene are o procedură de numire. Un membru în Banca Centrală, altul. Un membru într-o agenție. De aceea, zic eu, nu am verificat că se văd în regulament cum se numește. Din câte știu eu, a fost un panel de experți care au transmis o scrisoare Parlamentului cu numele, nu? De ordine de precădere a celor trei shortlisted candidates. Da? Da? Dar nu știu efectiv cui îi revine. Eu cred că, până la urmă, ultimul cuvânt, ca în majoritatea cazurilor, poate avea Consiliul, dar nu aș vrea să intru într-o tărâm nesigur. Dar, bineînțeles că va trebui să ia în considerare și poziția Parlamentului. La fel, de exemplu, și când se numește întreaga Comisie Europeană. Au loc audieri ale comisarilor europeni aici, da? Deci trebuie, în primul rând, cred că ar trebui să mergem la textul de bază, la regulamentul care, de înființare a instituției, care ne explică, sigur, clar procedura. Da, exact. Știu că s-ar de la una la alta, dar m-a interesat câți angajați sunt în structura asta numită Parlamentul European. Noi suntem cea mai mică instituție, da? Suntem cea mai modestă, fiindcă comisia pe care are 20.000. Noi suntem în total 9.000, dar pe diferite categorii și funcții. Da? Avem 751 de actori politici, asta e o treabă. După aceea suntem noi administrația, adică secretariatul general al Parlamentului, direcții generale, într-o parte din Direcția Generală de Comunicare. Suntem în jur de 6.000 și mai avem încă o categorie de colegi care sunt angajați de către grupurile politice, dar aceștia au contracte temporare, fiindcă per se un grup politic nu știm cât va exista. Când se va dizolva grupul politic, tu nu mai ai contracte. Deci 20.000 la comisie, vreo 9.000 pe aici și plus... Nu suntem foarte mulți. Noi, de exemplu, în Parlament, în majori, adică cred că 20% din buget îl folosim, îl utilizăm doar pe asistență lingvistică, da? Adică traducătorii și interpreții ne costă cel mai mult, fiindcă trebuie să avem toate actele oficiale, documentele oficiale, ordine de zi, rapoarte, amendamente, totul trebuie tradus în 94 de limbi.